Șoferii și-au strigat nemulțumirea în stradă. Sătui de promisiuni, oamenii au organizat meeting-uri pentru a atrage atenția asupra stării jalnice în care se află drumul național 76. Trei proteste simultane au avut loc în localitățile Beiuș, Rieni și Ștei din județul Bihor. Oamenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare, protestatarii sătui de promisiuni și minciuni, cer finalizarea lucrărilor pe drumul național 76 care leagă orașele Oradea și Deva. Nu se poate așa ceva! Bătaie de joc ne-am săturat! Sunt deja 11 ani! Nu mai suportăm să fim mințiți de către guvern și de către instituțiile care s-au abilitate. Drumul național 76 este o rușine națională. Oamenii sunt nemulțumiți de starea drumului și de faptul că lucrările de reabilitare și modernizare a drumului se fac într-un ritm foarte lent. De 10 ani aproximativ s-au apucat de el și nici acum nu l-au finalizat. De ce? De ce Bihorul din zona Oradea-Deva nu se poate rezolva? Să ne răspundă politicienii sau cei care ne reprezintă din Oradea. Drumul este în șantier de mai bine de 10 ani, timp în care cei responsabili de terminarea lucrărilor aruncă responsabilitatea de la unul la altul. Constructorii susțin că nu și-au primit banii la timp, iar CNADNR acuză constructorii că nu își fac treaba. Protestatarii au cerut demisia conducerii CNADNR nemulțumiți de stadiul lucrărilor pe DN76 și au semnat o petiție care va ajunge pe masa premierului Dacian Cioloș. După câteva ore, timp în care și-au strigat nemulțumirile în stradă, manifestanții s-au urcat în mașini și au pornit într-un marș motorizat pe DN76, care se întindea pe câțiva kilometri. Nu este pentru prima dată când bihorenii protestează. În urmă cu 2 ani, în jur de 100 de persoane au protestat într-o parcare de la intrarea în comuna bihoreană Pocola. Iar în 2013, aproximativ 700 de oameni au blocat șoseaua și au plantat panseluțe în gropile din asfalt.